Bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre alimentele cele mai bune, alimente probiotice, adică alimente care conțin culturi vii, culturi active, alimente fermentate, cu lactobacili, cu bifidobacterii, cu drojdii, cu Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae. Ne interesează foarte mult consumul de astfel de alimente fermentate. Evident, nu numai pentru populația noastră proprie de bacterii bune, deci pentru digestie, dar alimentele probiotice au efecte formidabile asupra sănătății, contribuie și la scăderea colesterolului, sunt antialergice, sunt anticancer. Deci voi menționa la fiecare aliment ce efect are asupra corpului. Voi prezenta o listă evident incompletă, dar cred suficient de cuprinzătoare și voi motiva de ce numim acel aliment probiotic. Aceasta este lista la care m-am gândit, și anume kefir versus iaurt, kefir de cocos, kefir de apă, varza murată, bineînțeles, kimchi, castraveții murați, măsline în saramură, produsele fermentate din boabele de soia, tempeh, natto, miso, ceaiul de kombucha, renumita veche băutură kvas, oțetul cidru de mere, brânza crudă fermentată și voi încheia cu pâinea fermentată, pâinea cu maia. Deci voi începe cu chefirul. Chefirul este mult diferit de iaurt. Este o băutură probiotică fermentată din lapte de vacă, din lapte de capră, dar la care se adaugă boabe de kefir. Boabele de kefir nu sunt cereale, sunt pur și simplu niște ciuperci, sunt culturi de bacterii lactice și drojdii. Kefirul organic, de pildă din lapte de vacă, este un probiotic foarte puternic și este o opțiune mult mai bună ca iaurtul. Iaurtul, trebuie să spun direct, că nu mai este considerat un aliment probiotic, pentru că nu mai obținem, nu mai ajung la noi probioticele bănuite a fi în acel iaurt. Majoritatea iaurturilor nu conțin culturi vii, pentru că aceste microorganisme pur și simplu nu supraviețuiesc procesului de pasteurizare și majoritatea iaurturilor de pe raft, dacă nu toate, trec prin pasteurizare. Dacă rămân totuși niște tulpini limitate de microorganisme, acestea nu vor rezista sau nu vor trece de stomac, vor fi distruse de acidul stomacal, deci nu vor ajunge în colon. Mai mult de atât, în iaurt există și lactoză și caseină, această proteină, am vorbit despre laptele A1, laptele A2, poate doriți să revedeți. La lactoză, la caseină, multe persoane au un soi de alergie, au un soi de intoleranță, dar poate și mai important este faptul că nu există iaurt fără o cantitate oarecare de zahăr adăugat și nu mă refer la iaurturile dulci. Chiar iaurtul acru are ceva zahăr adăugat sau înlocuitor de zahăr. Iaurturile comerciale, deci convenționale, nu mai oferă acea cantitate de probiotice din alte vremuri de care noi avem nevoie. Însă iaurtul de casă, făcut din lapte proaspăt mult, acestea pot oferi probioticele la care iaurtul comercial, prin procesul de pasteurizare, a
în fine, a renunțat, să spunem, alături de iaurtul de casă și laptele acru sau laptele prins sau laptele bătut sau orice alt gen de lapte fermentat este la fel de bogat și plin de probiotice. Mai mult, chefirul este mult mai ușor de consumat pentru cei cu intoleranță la lactoză, pentru că lactoza din chefir, în procesul fermentației, devine aproape inexistentă. Comparativ cu iaurtul, chefirul nu este ceva, știu eu, mai puțin prețios. Este la fel de important pentru sănătatea oaselor, pentru digestie și are și efecte anti-infecții. Poate ați auzit de chefirul de cocos sau chefirul de apă. Chefirul de cocos este obținut prin fermentare. Sucul din nucile de cocos se combină cu boabele de chefir și se obține o băutură cu aromă foarte plăcută, dar care, totuși, trebuie spus, nu are atât de multe probiotice, așa cum are chefirul din lapte. Iar chefirul de apă, și vreau să vă arăt mostra mea, ce mi-a mai rămas din chefirul de apă, pentru că am experimentat această băutură, este obținut din combinația unei linguri de ciupercă de chefir, deci aceasta așa arată, sunt ca niște cristale, care se combină cu apă plată și cu zahăr. Unii combină și cu cereale și cu fructe, dar poți să faci simplu. Eu am făcut simplu, am adăugat la final doar puțină lămâie. Și am obținut o băutură fermentată, gazoasă, șampanizată și foarte plăcută, mai ales vara. Problema este cum obții aceste ciuperci sau boabe de chefir. Există fel de fel de rețele, poate le puteți identifica. Nu am verificat acum, însă cred că pot fi abordate aceste persoane care comercializează ciuperca kefir. Varza murată nu e o mare noutate, doar vreau să accentuez calitatea verzei murate, nu numai un număr mare de bacterii prietenoase, de bacterii naturale, de acid lactic, de lactobacillus, dar pe lângă probiotice, varza murată are și fibre și are cea mai mare cantitate de vitamina C de pe lumea aceasta. Are vitamina K1 și vitamina K2, enzime digestive, potasiu, sodiu, fier și are și antioxidanții luteină și zeaxantină, care sunt foarte indicați pentru sănătatea ochilor. Pe piață există, sigur, noi facem în casă varză murată, dar cine nu face, trebuie să știe că există și varză murată pasteurizată și nepasteurizată. Și să știe că cea pasteurizată nu are probioticele și calitățile verzei murate făcută în casă. Ruda coreană a verzei murate este varza kimchi. Este o combinație de legume fermentate, de varză, ceapă, usturoi, ridichi, ardeiute, ghimbir. Este și aceasta foarte bogată în vitamina C, dar și beta-caroten. Are evident vitamina K1 și K2, aceste vitamine nu lipsesc. Are calciu, fier și are foarte multă vitamina B2, riboflavină. Pe lângă alte culturi, este cunoscută această tulpină chiar numită Lactobacillus kimchi și care este foarte indicată pentru digestie și pentru microbiomul cavității bucale. Castraveții murați, cred că
Iarăși, suntem foarte familiarizați, mai ales castraveții murați în apă cu sare. Ce particularitate au? Au un nivel scăzut de calorii, și aici găsim vitamina K, și au un nivel mare de sodiu. Și trebuie știut că castraveții murați în oțet nu conțin probiotice vii, nu conțin culturi active. Am vrut să adaug și măslinele în saramură, care sunt de asemenea din categoria alimente probiotice, dar trebuie să fim atenți să nu cumpărăm, poate etichetele spun asta, măsline în saramură cu benzoat de sodiu, pentru că acesta este un aditiv, un conservant care anulează proprietatea probioticelor, deci nu cumpărăm un aliment real probiotic dacă are prezent acest aditiv. Grupul produselor din boabe de soia fermentate, acestea sunt extrem de speciale, chiar dacă nu sunt în cultura noastră alimentară și sunt mai exotice, vreau să punctez câteva lucruri incredibile despre aceste produse, tempeh, natto și miso. Tempeh este de fapt originar din Indonezia, dar este foarte popular printre vegetarieni pentru că are un conținut mare de proteine și este un înlocuitor de carne. Arată ca în această imagine și are o aromă de nucă, o aromă pământoasă de ciuperci. Ce este foarte interesant și special la tempeh este faptul că procesul de fermentație schimbă foarte mult profilul nutrițional al acestui produs tempeh. Adică boabele de soia sunt foarte bogate în acid fitic, care de fapt afectează absorpția unor minerale, cum ar fi fierul, zincul. Dar fermentația pur și simplu schimbă acest lucru și scade cantitatea de acid fitic și astfel poți să ai o bună absorpție de minerale. În plus, și mai special, cred, la tempeh este poate unul dintre singurele sau printre puținele produse vegetale care prin fermentare produce vitamina B12, pe care o găsim, din câte știm, în produsele de origine animală. O găsim în carne, în pește, în lactate nouă, dar aici este cu totul special că procesul de fermentație produce vitamina B12. Natto, cel de-al doilea produs din boabe de soia fermentate, este foarte popular în bucătăria japoneză, se mănâncă cu orez la micul dejun, am pus și eu o poză aici să vedeți cum arată, conține multe proteine și cea mai mare cantitate pe lumea aceasta, pe pământul nostru, de vitamina K2, cu care cred că sunteți foarte familiarizați, că nu se poate vitamina D3 fără vitamina K2, pentru că este un transportator al calciului. Și de aceea este foarte bun acest produs NATO în prevenția osteoporozei și în multe alte lucruri, în sistemul cardiovascular, de pildă. Dar mai interesant este faptul că NATO conține o tulpină destul de rară, bacteriană, pe bază de sol, care se numește Bacillus subtilis. Și am mai vorbit de aceste tulpini în întâlnirea dedicată probioticelor. NATO este ceva foarte indicat pentru sistemul imunitar, pentru sănătatea inimii, evident pentru digestie, dar sunt nenumărate studii făcute pe populația japoneză în special,
pe femeile și bărbații japonezi de vârstă înaintată, care arată că un consum regulat de acest produs natto este asociat cu densitate minerală osoasă mult mai mare datorită conținutului de vitamina K2. Și mai mult de atât, natto conține o enzimă antiinflamatoare. Practic, din această enzimă antiinflamatoare numită natokinază, este sursa de vitamina K2 cu care se combină vitamina D3. Și trebuie știut, de pildă, că o lingură de natto conține 150 de micrograme de vitamina K2, care este de 2 ori mai mare ca doza zilnică recomandată. Deci, când noi cumpărăm vitamina D3 cu K2, de multe ori scrie pe flacon obținut K2, vitamina K2 obținută din boabe de soia fermentate, natto, scrie negru pe alb. Și această formă de vitamina K2 are mai multe forme, vreo 14, dar cele mai importante sunt forma MK4 și MK7. Iar MK7 este forma naturală de vitamina K2 și anume din natto. Miso, cel de-al treilea produs fermentat pe bază de soia, este considerat un condiment japonez tradițional și care se face prin adaos de sare și ciuperca koji. Ciuperca aceasta koji are iarăși o filozofie întreagă, doar atât vă spun că vine în multe culori și ciuperca de culoare galbenă, din aceasta se produce rachiul sake. Deci miso este preparat prin amestecul de boabe de soia cu orz, cu orez, cu secară și pasta este folosită la supa miso, cum vedeți în imagine. Are un gust sărat și este de mai multe culori, am pus și eu aici 2 culori. Este o sursă foarte bună de proteine, de fibre, evident de vitamina K, de mangan, de cupru. Și studii, toate aceste 3 produse sunt foarte studiate, iar studiile pe mizo vorbesc de reducerea riscului de cancer la sân în rândul femeilor japoneze și de riscul de accident vascular cerebral. Ceaiul kombucha este o băutură fermentată din ceai negru sau ceai verde, dar care se face cu un fel de starter, care este această ciupercă numită SCOBY. Este o colonie de bacterii și drojdii, foarte indicate pentru digestie, pentru mai multă energie și pentru detoxifierea ficatului. Și am ajuns la vechea noastră băutură, pe care eu în copilărie am prins-o, kvas, se prepara la bunica. Este o băutură cunoscută în Europa de Est, se obține prin fermentarea de cereale, cum vedeți în imagine, de secară, de orz, se poate adăuga și fructe și legume, sfeclă sau morcovi. Nu știu, nu cred că mai există disponibilă astăzi, dar se poate prepara în casă. Deci conține lactobacili cu proprietăți foarte bune pentru ficat și sânge. Oțetul de mere, oțetul cidru de mere, și vă dau acest exemplu pe care l-am descoperit la Mega Image. Cred că este și în multe alte părți. Este făcut cu colonia Mother, cum scrie aici, with Mother.
Și l-am mai menționat, am mai descris acest oțet, cidru de merel, în întâlnirea de ce avem nevoie de un stomac acid. Are un aport de probiotice foarte bun, cu rol în tensiunea arterială, reduce colesterolul, ajută în sensibilitatea la insulină. Știm că ajută oțetul cidru de mere consumat zilnic cu adaos de apă în pierderea greutății, dar poate cel mai important, acest oțet cidru de mere ajută foarte mult la creșterea acidității stomacale, de unde începe o digestie mult mai bună. Abrânza crudă fermentată, deși majoritatea tipurilor de brânză sunt considerate a fi fermentate, nu toate brânzeturile conțin probiotici, asta vreau să subliniez. Și de multe ori, mai ales în brânzeturile de import, se scrie cu conțin culturi vii sau culturi active, de să ne uităm pe etichete. Deci, bacteriile bune din multe brânzeturi supraviețuiesc procesului de îmbătrânire, de pildă în brânzeturile de Gouda, mozzarella, cheddar, și alte denumiri de brânzeturi maturate. Brânza fermentată crudă este o sursă bună de proteine, de calciu, evident, de fosfor, de seleniu și știm că are din categoria lactate sunt indicate în osteoporoză. Brânza crudă din laptele de capră sau din laptele de oaie sau brânzeturile noastre tradiționale mai moi din laptele de vacă, mai ales din laptele A2, care este disponibil în România, sunt foarte bogate în probiotice și anume în tulpinile Streptococcus thermophilus, în Lactobacillus bifidus, Lactobacillus bulgaricus și Acidophilus. Brânzeturile crude și nepasteurizate conțin, au probiotice, au culturi vii, dar soiurile pasteurizate și procesate trebuie să știm că nu au aceste probiotice și culturi active. Și în final, pâinea fermentată cu maia este o cultură de bacterii lactice și de drojdii, în special Saccharomyces cerevisiae. Particularitatea pâinii fermentate sau pâinea cu maia este faptul că are un indice glicemic scăzut. Enzimele cerealelor din fermentație hidrolizează fitații și cresc absorpția mineralelor. Fermentarea aluatului reduce foarte mult componentele grâului și, în mod deosebit, reduce glutenul. Deci, fermentarea cu bacterii, cu acidul lactic, ajută în sensibilitatea la grâu, la gluten, pentru non-celiaci și în sindromul colonului iritabil. Deci, cu aceste condiții acide din aluat, și prezența bacteriilor și a enzimelor care descompun proteinele, pur și simplu duc la un gluten foarte slăbit. Și de aceea, pâinea fermentată, pâinea cu maia, ar trebui să fie o preocupare a noastră în zilele astea și mult mai puțin să consumăm pâinea convențională, comercială, pâinea de pe raft. Deci am făcut această listă, să spun, mai ordonată, mai structurată, de alimente probiotice și alimente fermentate, care ne aduc în mod natural bacterii și drojdii,
de cea mai bună calitate, mult mai indicate decât orice probiotic din farmacie. Mulțumesc, la revedere!